Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a anunțat în cadrul celei mai recente ședințe de Consiliu că va iniția un proiect de hotărâre prin care să se aloce fonduri pentru sprijinirea sinistraților din județele Vaslui și Galați cu materiale necesare reconstrucției caselor luate de furia apelor. Stimați colegi, înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să vă anunț că săptămâna viitoare vom mai face o ședință extraordinară, poate online, în care vă anunț de ce. Cred că cu toții ați văzut dezastrul care s-a întâmplat în cele două județe, Vaslui și Galați, și cred că, indiferent cât om fi de rău la suflet sau nu știu ce, sau nu ținem cum, dar nu putem trece cu vederea asemenea situații în care concetățenii din acele județe, sigur că se confruntă cu o treabă care văd că la 15 ani se mai reeditează câteodată, destul de grav. Sunt omul care am pățit personal asta și în 1970 și în 1974. Unul din cei prezenți pe aici, nu erați născuți pe vremea aia, când Mureșul era cam de 1,5 metri pânsat la mine. 1,5 metri. Și ca atare, urmează să mă gândesc împreună cu colegii mei să găsim vreo 100 și ceva de tone de ciment, vreo 100 și ceva de tone de material de construcții, lemn, grinzi, scândură, tot ce trebuie. Adică lucruri pe care într-adevăr le pot folosi oamenii pentru reconstrucția caselor care le-a fost dărâmată. Cred că nu e nimeni împotriva să nu vină la ședințe. Care sunt împotriva să nu voteze acolo, se vede atunci. Consilierii județeni urmează să fie convocați în zilele următoare într-o ședință extraordinară pentru adoptarea proiectului de hotărâre inițiat de Laurențiu Nistor.